Bine v-am regăsit, dragii noștri! Suntem în săptămâna patimilor, în săptămâna mare. Tocmai a făcut domnul președinte Iohannis anunțul că se mai prelungește starea de urgență încă o lună de zile. Știam lucrul ăsta. Acum a și dat-o oficial. Așteptăm să vedem ce face Parlamentul și cum votează. Nici nu vreau să ne gândim acum la ce înseamnă lucrul ăsta, pentru că Trebuie să privim înainte cu speranță. Astăzi vorbim despre subiectul cum readucem speranța și avem un invitat special pentru că domnul Adrian Puiu este trainer, coach, adică antrenor, Ca da? să, antrenor de viață. E un termen tare fain și vorbitor în public, eu încerc să traduc pentru că public speaker e așa frumos E diferență între lumea asta anglosaxonă și lumea noastră latină, unde toată lumea vorbește în public și toată lumea e foarte vocală și toată lumea are ceva de spus Și asta se vede și pe Facebook, cum readucem speranța Bine ați venit la Transilvania vorbește, domnul Puiu și de asemenea Andrei Nistor, bună Andrei Bine v-am Începem cu începutul. E, hai să discutăm. E o întrebare prin surprindere, așa. Păreri despre cum va schimba, nu știu, și mental un pic anunțul ăsta. De fapt, nu, nu doar anunțul, că anunțul a fost făcut, faptul că, într-adevăr, ce a anunțat domnul președinte a făcut-o acum. Va aduce un pic mai multă deznădejde în, în mințile și în inimile unora. Pentru mine întrebarea? Da, da, te rog. Vă salut în primul și, în primul rând, vreau să zic că sunt fericit să fiu aici. Numele meu este Adrian și atunci când, când mă prezint, spun de fiecare dată că sunt tot timpul fericit. Asta sunt mai fericit decât de obicei, pentru că știu cât de multă valoare aduceți aici prin proiectul pe care îl aveți și sunt onorat. Vă mulțumesc pentru invitație, ceea ce tu, Mircea, și ceea ce tu, tu, Andrei, la fel, ceea ce voi faceți aici, mi se pare absolut incredibil, așa că vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să, să, să fiu aici alături de oamenii minunați care, fac, care vă urmăresc și care sunt aproape de voi. Acum, pentru, pentru mine, un lucru, este, un lucru este simplu, că nu schimbă absolut nimic declarația de astăzi Și, sincer, tot ce se întâmplă în momentul de față nu este un lucru care m-a luat oarecum prin surprindere Pentru că mi-am dat seama acum ceva timp, și mă bucur că s-a întâmplat lucrul acesta, că în acest, în acest univers există niște legi universale una din acele legi este legea ritmului, care spune că uneori suntem sus, uneori suntem jos. Și dacă este să ne uităm și la modul în care inima noastră bate, o inimă care bate din ce în ce mai tare la un moment dat o să pocnească, toată lumea știe lucrul acesta, sau o inimă care nu mai bate deloc, este o linie. Plată când oamenii zic, știu, vreau să fie bine tot timpul în viața mea, să nu se mai schimbe nimic, să ajungă totul la un nivel și după aceea să rămână acolo Atunci este clar că nu mai există viață Așa că faptul că noi acum ne aflăm într-o perioadă plină de provocări, într-o perioadă de criză, eu personal văd ca ceva normal care face parte din, din, din acest ciclu Și știu că așa cum lucrurile la un moment dat sunt mai bune și la un moment dat sunt mai rele Ceea ce se întâmplă acum mi se pare o altă bucățică pe care o trăim dintr-o normalitate a acestui univers Așa că nu pot să zic că sunt afectat de, de decizia aceasta Bine, hai, hai atunci să uh, spunem oamenilor Pentru că uh, tu ești o persoană care uh, în activitatea ta uh, te ocup să zicem așa de, de dezvoltare personală. E un domeniu despre care se vorbește Multă lume sunt convins că a auzit dezvoltare personală, dezvoltare personală. Acum, odată cu declanșarea crizei ăsteia, cu atât mai mult se vorbește despre asta. ce băi, ce facem când stăm acasă? Păi, hai să ne mai preocupăm de noi înșine, mai facem un curs, mai citim o carte, facem pași pe calea dezvoltării personale. În fapt, Cred că puțină lume știe exact ce e aia dezvoltare personală, ce cu domeniul ăsta, și poate că ne ajuți tu să le explicăm celor care ne privesc și care poate nu sunt neapărat cel mai în temă cu asta, ce înseamnă dezvoltare personală și ce faci tu în domeniul ăsta al dezvoltării personale. Sigur. Îmi place întrebarea aceasta pentru că este o întrebare care, cu toate că este atât de. Uh, obvious în limba engleză sau uh, atât de uh, evident. 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 După, după ce am vorbit opt ani în engleză, am dormit, am visat în engleză și am scris în engleză uneori, uh, îmi mai scapă câte un cuvânt și încerc să-l traduc. Uh, este un lucru foarte evident, dar în același timp, nu, nu toată lumea înțelege ce se întâmplă acolo. Și un, sunt două exemple pe care mie îmi place să le folosesc. Unul este că gândiți-vă până, până, până la o anumită vârstă, noi creștem oasele noastre cresc, înălțimea noastră crește, noi ne dezvoltăm. Iar la un moment dat, pur și simplu, stagnăm. Adică eu de ceva ani nu am mai crescut în înălțime, undeva la greutate sunt, 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 sunt tot pe la aceeași greutate. Și sunt foarte Bine, asta e, noroc, asta e un noroc, Adi. Asta e un noroc. Acum vreau să zic fericitule. Adică, fericitule. <laughs> Okay, mai <laughs> 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 Yes, okay, yes, okay. Și așa se întâmplă și cu ceea ce noi credem că apare în baza rezultatelor pe care noi le avem în viață. Pentru că mergem la școală, vedem cum luăm anumite notele, vedem cum terminăm anumite clase, mergem la, 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 la facultate unii dintre noi și credem că viața noastră pur și simplu se dezvoltă așa cum noi ne-am dezvoltat până la un anumit punct. Și surpriza pe care o au foarte mulți oameni este că atunci când se duc și se angajează undeva și semnează un contract, cred că dacă o să se ducă la muncă și o să apară acolo în fiecare zi, salariilor o să crească, ei o să fie promovați, lucrurile o să stea extraordinar. Dacă cineva o să se căsătorească și o să semneze un contract de căsătorie, o să trăiască fericit până la adânci bătrâneți. Dacă, dacă cineva deschide un SRL, sunt om de business. Sunt om de afaceri, acum, acum lucrurile merg extraordinar. Și ce -am, ce am văzut în timp este că realitatea stă complet diferit. Am stat pentru ani de zile în diferite multinaționale, pentru 12 ani de zile de la companii micuțe până la companii în care lucrau 55.000 de angajați, și am văzut că dacă merg la muncă și eu îmi fac treaba, dar nu fac nimic altceva în plus, eu am să stagnez. Și, și mai mult de atât, nu neapărat că stagnești, mă duceam în jos pentru că vedeam că toată lumea se ducea în sus, dar nu știam unde. Așa că toată partea aceasta a dezvoltării personale este un proces în care oamenii se trezesc în fiecare zi și zic, știi ceva? Astăzi vreau să fiu mai bun decât ieri. Mâine vreau să fiu mai bun decât astăzi. Și ceea ce o să fac este că o să iau diferite domenii ale vieții mele pe care vreau să le dezvolt. Așa că sunt câteva domenii importante pe care eu le-am identificat, cum ar fi, unul este partea de comunicare, care consider că este unul dintre elementele cheie care ne asigură succesul în familiile noastre, în relațiile pe care le avem cu oamenii, în interacțiunea noastră, la locul de muncă, atunci când facem business. Așa că e important să, să știm să comunicăm și să ne conectăm cu cei din jur. Un alt element important pe care l-am găsit în, 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 în ace, sub aceeași umbrelă a dezvoltării personale este Partea aceea de a sta și a, a ști cum să, scâr, să stabilești niște obiective și după aceea cum să le atingi, pentru că e, e, sunt foarte mulți oameni care au un vis și își doresc să facă ceva. În schimb, atunci când este vorba de a face un plan concret de acțiune, nu știu de unde să înceapă. După aceea mai sunt alte lucruri legate de ce faci atunci când tu începi să faci ceva, începi să lucrezi la un plan al tău, dar nu este totul din prima. Și eșuezi. Și sunt foarte mulți oameni care atunci renunță și zic, nu a mers. Și, și, și sunt blocați și, și rămân acolo. Așa că toate aceste lucruri fac parte din viața noastră și o să vedem că există o anumită categorie de oameni care rămân acolo pentru 10, 20, 30 de ani și unii din ei o să aibă salariul lor care o să crească, la fel cum și pentru mine. Pentru 2 ani și jumătate salariul meu a crescut. Dar mai târziu mi-am dat seama că a crescut pentru că rata inflației a crescut și, de fapt, salariul meu nici măcar nu crescuse cât crescuse rata inflației. Dar sunt lucruri pe care le-am înțeles mult mai târziu. Așa că sunt mulți oameni care rămân acolo, care rămân în relații, care se uită la corpul lor și, pur și simplu, nu mai sunt fericiți de partea aceasta. Și sunt și alți oameni care zic, eu aleg să fac ceva mai mult cu viața mea, eu cred că există ceva mai mult pentru mine. În această viață. Și consider că oamenii care sunt în a doua categorie, cei care au luat acest, acest angajament, că există ceva mai mult pentru ei și au acel standard de excelență și zic, nu vreau să fiu la un standard de mediocritate, e atunci se dezvoltă. Și, bineînțeles, se dezvoltă pe mai multe planuri și asta consider că este dezvoltare personală, să dezvolți pe mai multe planuri și să nu stagnezi undeva. Crezi, adică, perioada asta grea pentru întreaga lume, până la urmă? e una potrivită pentru astfel de introspecții personale E una în care e bine să îți pui astfel de întrebări și să te gândești cum să fii mai bun Acum, într-o perioadă în care toată lumea se gândește nu știu, la supraviețuire, cum să nu iau virusul ăsta nenorocit sau cum să fac să-mi salvez, să salvez familia, să, să țin departe familia de virusul ăsta sau părinții care sunt vârstnici și care sunt, să zicem, mai expuși decât alte categorii de vârstă. Repet, crezi că e o perioadă potrivită pentru astfel de introspecții și pentru a porni pe o cale a dezvoltării personale. Acum, Andrei, Mircea și fiecare persoană care este aici alături de noi, gândiți-vă când au fost cele mai, multe, cele, cele mai bune momente în viața noastră, când noi am făcut schimbări cu adevărat majore, schimbări care pur și simplu ne-au ajutat pe noi să ajungem la, la următorul nivel. Pentru mine, personal, vă zic, cele mai bune lucruri pe care le-am învățat, lucrurile care m-au ajutat pe mine să devin cine sunt astăzi, de fiecare dată au apărut în momentele în care eram cel mai jos. Și acum știu că există o lege a cauzei și a efectului în acest univers, și anumite lucruri care se întâmplă în viața noastră sunt cauzate de ceea ce noi facem, și un, un, un lucru pe care Cosmin Mircea, un, unul din oamenii care mi-este mie drag, spunea că ești rezultatul propriilor alegeri. Și știu că uneori suntem pe partea aceasta cauzativă și uh, suntem o cauză și, și datorită cauzei, uh, vedem și, și rezultate. Acum de data aceasta suntem, uh, uh, sunt, uh, suntem pe partea rezultatelor, cauza a existat pe undeva prin altă parte și sincer nu știu exact ce s-a întâmplat și nici nu vreau să intru vreodată în detaliile acestea pentru că nu sunt niște lucruri care stau sub controlul meu. În schimb știu că pot să fac ceva legat de mine personal. Așa că atunci când mă trezesc stau și mă întreb, ok, dacă nu am cum să controlez ceea ce văd la știri, sunt oameni care, în momentul de față, da, au făcut anumite lucruri care au fost rele și care au afectat toată planeta. Sunt de acord cu partea aceasta. În același timp, știu că sunt și anumiți oameni extraordinari care încearcă să găsească soluții, chiar acum. Sunt medici specialiști, sunt oameni în laboratoare care încearcă să găsească o soluție și știu că se va găsi. Așa că, dacă nu am cum să controlez asta, oare de ce să stau și să. să Fiu negativist legat de ce se întâmplă și să mă blochez undeva, astfel încât să fiu afectat. Și cred că ăsta este cel mai bun moment în care putem să stăm și să ne uităm la viața noastră și să zicem ok. Oare ceea ce eu am făcut până acum este ceea ce mi-a plăcut să fac? Poate ceea ce fac în momentul de față este ceva ce poate să mă ajute pe mine să merg mai departe și să merg într-o altă direcție. Și sunt foarte mulți oameni. În momentul de față sunt peste 1100 de oameni în Clubul Liderilor Români. Este o comunitate fantastică pe Facebook pe care o avem și cine dorește să, să intre în comunitatea noastră, doar căutați-ne pe Facebook Clubul Liderilor Români și o să găsiți acolo niște oameni extraordinari care în momentul de față schimbă viața. Sunt oameni care au lucrat într-un domeniu, și acum văd că domeniul acela nu mai activează și, și se mută în online. Sunt oameni care au lucrat cu, cu adulți și în momentul de față stau și zic, mi-am dat seama. Tot timpul am avut această pasiune de a lucra cu copii. De astăzi am început să lucrez și să dezvolt programele mele online pentru a lucra cu copii. Sunt, sunt oameni care zic, ok, am avut un business în domeniul acesta. Acum vreau să mă reprofilez. Așa că eu chiar consider că există niște oportunități extraordinare în această perioadă și chiar este cea mai bună perioadă să ne reinventăm și să vedem exact ce anume vrem noi să facem cu adevărat cu viața noastră. Și ai și, mai și, și, am, am zis ceva și am, am ceva aici lângă mine, pentru că e foarte interesant ceea ce ai adus în discuția Andrei. Am aici. Un lucru pe care l-am descoperit acum aproximativ două luni de zile este o hartă a conștientizării a lui David Hawkins. Și această hartă a conștientizării spune că noi avem pe, pe, pe harta noastră diferite niveluri de energie care sunt pe o scară de la 20 până la 1000. Și există între, între 20 și 200, există anumite sentimente pe care noi le avem, care emană un, un anumit nivel de energie. Și avem aici toată partea aceasta de, de, de frică, de mânie, de vinovăție, rușine. Toate aceste sentimente negative atrag în viața noastră o privire pe care o avem asupra Universului, asupra ceea ce se întâmplă. Și în același timp atrag și rezultate. Și ce este foarte interesant este că atunci când suntem pe partea de jos, rezultatele pe care noi le avem sunt negative. Dacă nouă ne este frică de ceva, ați văzut, când, când ne este frică de ceva, exact lucrul acela ni se întâmplă. Chiar, chiar vorbeam cu, cu soția mea astăzi și ziceam, uite, mi-aduc aminte când m-am mutat în Dubai în 2016, mi-era frică să nu iau amenzi. Pentru că erau camere de radar peste tot și în fiecare zi verificam telefonul să vedea dacă am luat vreo amendă. Și am luat undeva la vreo 300 de euro amenzi în, în șase săptămâni și după aceea am zis, da, știi ceva, nici nu mai verific telefonul. De asta nu mai mi-este frică. Și după aceea, pentru următorii trei ani de zile, n-am luat absolut nicio amendă. Așa că atunci când nouă ne este frică de ce se întâmplă în jurul nostru, de virusul acela, de oamenii care pot să vină, fix cu ei ne vom întâlni. În schimb, dacă mergem pe partea cealaltă, de la partea de neutralitate și în partea cea de sus, în special pe partea de, de dragoste, de iubire, de, de bucurie, de pace. Lucruri extraordinare se întâmplă și nici măcar nu este nevoie să stăm și să ne batem capul și să ne gândim la ce o să ni se întâmple. De ce? Pentru că pur și simplu suntem ghidați. Avem un instinct. Și atunci când o să ne gândim să o iau pe drumul acesta sau pe drumul acesta să merg către casă, pur și simplu o să fii ghidat. Iau pe drumul ăsta. Și după aceea o să auzi că era un accident acolo. Și știi că tu ai fost protejat. De ce? Pentru că ai această conexiune cu Universul și vibrația ta este una la, la, la un nivel înalt. Așa că asta este perspectiva pe care eu am legat de, de frica din jurul nostru și în același timp legat de oportunitățile pe care le avem chiar în perioada aceasta, care consider că sunt, sunt, sunt imense. Bun, deci Bun. prima. Da, te rog, Mircea, scuze, te rog. Așa. Mă interesează foarte tare dacă momentul ăsta s-a tot vorbit acum, fiind de prea multă vreme în presă și de prea multă vreme realizând emisiuni, am auzit și fiind în, în, în strânsă legătură cu fenomenul ăsta politic și administrativ, am auzit de foarte multe ori: Momentul zero, momentul zero, hai să dăm un moment, un, un risit la uh, politica românească, la țară, la. Este momentul ăsta, momentul zero pentru unii care se vor apuca să facă, nu știu, cu totul și cu totul altceva, pentru că, din punct de vedere al situației financiare, nu va fi extraordinar și lumea se teme. Acum nu poți să le spui, mă, oameni buni, totul va fi bine. Nu putem să fim zen. Vorba fetelor mele. Trebuie să fii zen. Nu pot să fiu zen pentru că Uh, există responsabilități, există foarte. E, lumea gândește mult prea mult. Uh, faptul că ai arătat graficul ăla e, Suntem pe aceeași lungime de undă din punctul ăsta de vedere, pentru că uh, eu preot fiind, uh, îmi place să citesc și literatură science fiction foarte mult. Că vezi niște teorii și mai vezi și altceva, nu? Bun. Uh, și este un autor nu mă doresc că ați auzit despre el și că l-ați citit. Frank Herbert se numește Dune, da, este și filmul Dune, da, care are acolo un citat foarte interesant pe care eu l-am folosit de la începutul pandemiei în mai multe postări da, și care spune frica ucide mintea. Mm -hmm. Cum să scăpăm de frica asta e foarte important să scăpăm că planurile vin. E așa mă dar ce fac acolo? Nu o să reușesc la bancă, mi se închide firma, nu pot să fac aia, nu pot să fac caialtă, altă Încerci și faci tot felul de strategii și cauți tu tot felul de drumuri Ceea ce spunea era, hai să o lăsăm să meargă natural, ceea ce mie îmi place foarte, foarte tare Adică am fost întotdeauna adeptul teoriei astea adică, uh -huh. Dar e momentul zero ăsta? Asta de fapt este întrebarea Păi, chiar consider că pentru foarte mulți oameni acesta este un moment zero. Și cred, personal, m-am născut în 87, am 32 de ani până, până ani acum. Că. Văd că este, este, mulțumesc frumos, văd că este cel mai important moment pe care eu personal îl trăiesc. Acum, știu că nu, nu, nu a fost ăsta neapărat. Am stat de curiozitate să mă uit și să văd. Care a fost istoricul legat de pandemii, și când am m-am mi s-au făcut așa niște o ca când am văzut toată lista pe, pe Wikipedia, după aceea am uitat la toate crizele financiare și am văzut că fix cu, cu, cu o lună înainte că eu să mă nasc a fost vinerea neagră, um, nu, lunea neagră de Black Monday, uh, după aceea în, în 2000 a fost în început de recesiune, 2008 a fost criza cealaltă și, și, și am văzut că de fiecare dată din. Uh, Genul acesta de crize au apărut niște companii extraordinare, au apărut niște idei extraordinare, și atunci când, când oamenii stau și um, se gândesc la ce anume vor să facă, și dacă vor să facă ceva mai mult cu viața lor, în general se întâmplă asta în, 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 două, în, în două locuri. Unu, dacă au ajuns cu spatele la perete atât de departe sau la fundul sacului, cum este vorba aceea românească, și n-au unde să se mai ducă. Doi, când ei sunt la un anumit nivel și zic, știi, vreau să merg la un nivelul următor. Iar în momentul de față, pentru foarte mulți oameni pe această planetă, ei vor ajunge în acea zonă de jos în care zic, chiar n-am ce să mai fac. Și acum diferența pe care o să o vedem în rezultate cu siguranță este că unii oameni își vor da seama de lucrul acesta mai devreme și vor alege să se reinventeze și vor zice, da, este în momentul zero, hai să vedem ce altceva pot să fac. Alți oameni vor sta și vor, vor nega lucrul acesta și o să zică, nu, că lucrurile se vor aranja și că totul va fi bine și, da, sunt sigur că totul va fi bine. Asta este un lucru la care am o certitudine și Mircea... Sunt sigur că înțelegi mai bine ca oricine, acel A, A, lucru. Îmi A... place foarte mult un citat că rugăciunea este modul în care noi vorbim cu Dumnezeu. Inspirația La. este modul în care Dumnezeu vorbește cu noi. Și am zis fiecare om, nu, nu pune acolo o emblemă. Poți să vorbești de modul în care Universul îți transmite, ție îți ceva înapoi, îți transmite o idee. Și este foarte posibil ca atunci când noi avem nevoie cel mai mult de o idee, că noi avem nevoie de, 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 de acel moment de reinventare, să ne întâlnim cu oameni, să, 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 să avem interacțiuni, astfel încât oamenii aceia să, să, să ne ajute pe noi să, să, să avem niște conștientizări. Și pentru unii oameni, poate exact această emisiune o să fie un moment zero pentru ei în care o să zică, știi, știi ceva. Poate că oamenii aceștia au dreptate, poate că ar fi bine să stau. Dacă până acum m-am speriat și m-am panicat, și poate primul lucru pe care îl făceam dimineața era să stau și să mă uit la știri pe realitatea și pe multe alte canale și să vedem ce se întâmplă acolo. Hai să nu dăm nume, să nu ni, să nu să colegi. Stai da. să spui de formație de jurnalist. și chiar dacă nu suntem da, și niciun dată da. au nu da. ne poate face, cineva plângerea la CNA, să luăm da, o amendă da. eventual la Consiliul da. pentru discriminare sau cam așa ceva, dar da. nu ave nu da. a, nu nu există obiect pentru plângere. Eu mă feresc să atac colegi jurnaliști no, din no, principiu, no, 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 no. Deci, M please, da. sigur, deci n-am făcut lucrul acesta, deci sunt pur și simplu. Nicio problemă. Aici ziceam, ideea de gen. Ce e prima dată dimineața? Adică, a deschis da. să te uiți la știri și în ziare și să vezi toate lucrurile negative, sau te gândești, ok, hai să vedem, hai să stau două, două ore cu soția mea și hai să ne gândim la ce anume putem noi să facem pentru viitorul nostru. Pentru că putem să stăm două ore și să ne uităm la știri. Sau putem să stăm două ore și să ne gândim care sunt pasiunile noastre. Ce ne place să facem? Dacă ar fi ca noi să facem ceva și să pur și simplu să facem lucrul ăsta pentru restul vieții Și să nu ne plictisim niciodată și să ne trezim dimineața fericiți Oare ce am făcut până acum este lucrul care ne, ne da cea satisfacție? Și dacă zicem da, atunci ok, continuăm Dacă nu, înseamnă că este un moment zero în care îi încurajez pe oameni să, să stea și să aibă această introspecție Așa că, da, chiar cred că este un moment zero și este un moment foarte important. Ceea ce, ceea ce tu spui, Adi, foarte interesant. Acum, noi suntem o organizație de presă și uh, ne-am pus și noi problema asta. Vezi, în ultimele săptămâni, um, oamenii care vor să afle niște informații. Au o multitudine de surse, de cele mai multe ori fiind însă asaltați de informații care au într-un fel legătură cu știrile astea catastrofale legate de COVID-19 Noi la știrile Transilvaniei ne-am pus problema, ok, hai să vedem cum putem face un pic lucrurile altfel Sigur că nu eliminăm transmiterea știrilor, că știrea uh -huh. e știre până la urmă și trebuie să apară și... Sunt destui cei care caută exact așa ceva. Pe de altă parte, ne-am pus și problema: hai să aducem oamenilor în față și inspirație, poate. Hai să aducem exemple. Hai să venim și cu știri care aduc în față efortul unora care reușesc să depășească toată perioada asta și fac niște lucruri care pot fi replicate mai departe. Uh -huh. Și am constatat că efectul e unul pozitiv, și uh, cu siguranță sunt destui care se trezesc dimineața, uh, intre pe știrile transilvaniei.ro și caută exact acele știri, uh, hai să le zicem la modul general pozitive. Știi? Uh -huh. Deci, uh, e bine, uh, cum să spun, e bine, într-adevăr, să te setezi mental uh, pozitiv. Uh, N-aș elimina din ecuație ideea de a, de a citi știri. Uh, aș, ceea ce aș spune normal. ceea ce e absolut normal să știm ce se întâmplă în jurul nostru exact. ne ieșim dacă există drum, drum blocat dacă trebuie să avem e, exact. o plus la noi este ceva absolut normal. Exact. însă a de, a, de a pune o obsesie sau a, a fi realitate. Corect. Corect, corect, să însă le, îi, îi sfătuim pe cei care citesc presă și care urmăresc posturile de televiziune să aleagă acele locuri unde pot găsi și modele de inspirație unde pot găsi și altceva și nu doar știrile astea fataliste, să le spunem, să le spunem așa. Bun, acum plecând de la, de la tema emisiunii noastre, care e exact cum am mai afișat pe ecran, și anume cum readucem speranța, aș vrea să, să vorbim un pic despre ce putem face noi toți și fiecare dintre noi, pentru a trece mai ușor prin uh, perioada asta care fără doar și poate e una plină de provocări. Exact. Da. Deci, uite, la, la, la ce ziceai mai devreme, pentru că se potrivește perfect cu, 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 cu răspunsul meu. Unul din lucrurile pe care voi ați ales să le face și respect asta, mi-a mi plăcut extraordinar de mult pentru că noi, Andrei, am stat, și așa am și avut posibilitatea să vorbim mai de mult acum câteva săptămâni când voi deja pregăteați lucrul acesta. Exact, exact. Vă, vă respect într-un mod fantastic pentru că știu ce, ce, ce ați făcut la știrile Transilvaniei și prin tot proiectul pe care îl aveți, această dorință de a de aduce oamenilor a, a, acea speranță în sufletul vostru. Și voi ați avut asta înainte de criză, înainte de, de a veni această pandemie, voi ați avut această speranță și, 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 și știu că tocmai din motivul acesta și Mici a ajuns aici pentru că a, a, avem ceva în comun, vrem să-i ajutăm pe cei din jur. Și tocmai de asta apreciez ceea ce faceți Pentru că atunci când oamenii doresc să vadă o știre Când doresc să facă ceva, este ceva normal Dar una este să, 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 să vii într-un loc dimineața și să vezi ceva frumos Să vezi că există speranță Există invitații genial pe care voi îi aveți Și am, am văzut ce invitații ați avut până acum Și, și respect pentru fiecare persoană pe care ați adus-o Care vrea să facă o diferență Așa că voi ați stat și ați găsit din, din toate lucrurile pe care le faceți, că ăsta este un mod prin care voi puteți să aduce speranță. Eu exact. personal am stat și am descoperit că programele de dezvoltare personală și în momentul de față, prin am un program de dezvoltare personală de patru săptămâni, gratuit, pe care îl ofer oamenilor și, și persoane care sunt în seara aceasta cu noi, o să aibă posibilitatea să se înscrie. O, o, la un moment dat o să apară, chiar este aici linkul pe, pe ecran, puteți să intrați pe adrianpuiu.com Slash cadou și puteți să vă înscrieți în mod gratuit. Este un program în valoare de 397 de lei pe care îl ofer oamenilor astfel încât să, ei să aibă patru săptămâni în care să vină, în care să învățăm cum să ne punem obiective, în care să învățăm cum să avem o stimă de sine mai ridicată, în care învățăm cum să ne creăm un, un mediu corespunzător creșterii noastre, oameni care să, să ne tragă în sus și nu să ne tragă în jos. Așa că este un mod în care eu personal am ales. Să, să, să dau speranță oamenilor Acum, pentru alte persoane, pur și simplu îi încurajez Gândește-te ce anume poți să faci în familia ta în primul rând Gândește ce anume poți să faci astfel încât atunci când petrești timp cu, cu, cu copilașii tăi Atunci când petrești timp cu partenerii de viață Avem posibilitatea acum să petrecem mai mult decât am petrecut înainte Unii din noi petrec acum mai mult decât am petrecut pentru ultimii ani de zile eu mă număr printre, printre oamenii aceștia și în, în momente ca acestea consider că este extraordinar de important să, să stăm cu oamenii pe care îi avem în fața noastră și să le arătăm că ceea ce vorbim cu ei este ceva care este relevant, pentru că nu avem cum să ocolim elefantul ăla din cameră. Este un dita mai elefant aici. Exact, foarte bine mult spus. Da, Oricât de multe -ai preface, elefantul e aici Așa că este important să fim relevanți pentru momentul acesta În schimb, consider că este mult mai important după aceea să stăm și să ascultăm pe cei din jurul nostru Să stăm și să, să, să fim acolo alături de ei și să întrebăm Ok, dacă, ar, dacă aș putea să fac și eu ceva din partea mea, ce aș putea să fac ca să te ajut să treci mai repede pe aici? Da, cred că, asta e o, cred că asta e o foarte bună observație și poate că e și un bun mod de acțiune și poate fi și un îndemn pentru cei care ne privesc. Treci mai ușor peste momentele astea dacă îți dedici timp ajutorării celorlalți. Implică-te și ajută pe alții care poate au nevoie într-un fel sau altul de ajutorul tău și atunci s-ar putea să depășești mai ușor criza cu toate efectele ei. Da. Da, deci sunt, sunt, sunt perfect de acord de aici pentru că nu ai cum să te simți prost în legătură cu tine Asta zicea mentorul meu, John Maxwell Nu ai cum să te simți prost în legătură cu tine atunci când tu i-ai ajuns pe ceilalți și, și știți că cineva zicea că este mult mai fericit să dai decât să primești Și este un lucru frumos pe care putem să-l facem, care ne ajută pe, pe, și pe noi și ajută și, și, și persoana respectivă Și chiar cred că putem să facem lucrul acesta la nivel de colectivitate pentru că în, în perioada aceasta oamenii sunt mult mai uniți decât au fost înainte. Ei, ei încep să apară colaborări care nu au apărut până, până acum. De ce? Pentru că oamenii au această dorință și, 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 și este un lucru pe care vreau să-l să las în seara aceasta cu, cu voi și, și, și știu că lucrul acesta este. merită notat. Sunt, sunt, sunt oameni care stau și se ceartă între ei și se luptă între ei și se ceartă între ei pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și sunt alți oameni care zic, știi ceva? Noi doi o să ne certăm și o să ne batem împreună cu inamicul. Nu vreau să ne certăm noi, ci vreau să ne certăm împreună cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu această problemă și hai să vedem ce putem să facem mai bine pentru această problemă. Așa că primul lucru care cred că este important este da, să fim relevanți, astfel încât oamenii să simtă că îi înțelegem, să simtă că suntem aici și că trăim în același Mediu cu ei, în aceași țară, în aceeași realitate. Nu suntem plecați undeva pe o altă planetă și nu știm ce se întâmplă. Doi, să-i ascultăm. Și trei, să venim către ei și să să, să, să le oferim soluții. să întrebăm cu ce au nevoie, să-i întrebăm ce anume crezi că am putea să facem împreună. Dacă, dacă am putea să facem și noi ceva, măcar o picătură. Oare ce aș face? Și, și este, o, este o poveste care mi-a plăcut foarte mult cu un, cu, un, cu un bătrânel care mergea pe, pe, pe o plajă și lua el uh, meduze care, care ajungeau pe țărm, și lua fiecare și, și o arunca înapoi în apă sau, sau ceva de genul. Nu mai-mi aduc aminte ce animăluț era. Așa. Și, și, și copilașul zice, da. Știi că sunt miliarde și miliarde peste tot care mor. Și ce diferență o să reușești să faci tu? Și bărtenerul zice: Știu că nu o să fac o diferență foarte mare când este vorba de numere. În schimb, pentru această viață, acestui animăluț, asta este toată diferența de care are nevoie. Așa că asta încurajez oamenii. Vezi, vezi, cine este persoana de lângă tine, care în, în viața căreia tu poți să faci o diferență. Da, e adică o, 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 o vecinare, să zic așa. E, e foarte important. Când, când ai zis cineva. Uh, E chiar Mântuitorul Iisus Hristos mai fericit este a da decât a lua Cred că foarte multe lume venea și spunea acum, la momentul ăsta, a se uita spre creștinism, spre biserică, spre așa, o să fie nenorocire, o să fie oameni, o să se calce în picioare. Nu cred că unii oameni, unii o să se calce în picioare, dar văd că există soluții, soluții care nu sunt noi, mă bucur foarte tare că vine de la cineva, vin ideile astea de la cineva care nu este cleric și nu este, să spunem așa, în biserică și nu vorbește de pe, de pe o poziție, să zic așa, țiapănă de multe ori, cum avem noi reverenda, știi, zicem acolo de sus. Și eu o să fiu îmbrăcat reverendă în zilele astea foarte mult, dar câteodată. Mă simt inconfortabil, nu, nu mă simt inconfortabil că sunt îmbrăcat în reverend, dar mă simt inconfortabil pentru că ai tendința de a spune, uite, da, și lumea să te percea pentru un anume fel. E, când, când, omul simplu, să zic așa, omul de pe stradă, că acum ne-am cunoscut, Adrian Puiu, nu face niciun fel de. în urmă cu jumătate de oră, da, am intrat și ne-am văzut față către față vorbind, da, că așa pe internet vezi omul, e una, e internetul și alta este în momentul în care ai schimb primele păreri. Contează foarte, foarte mult și eu cred că mesajul ăsta ar trebui dus către fiecare dintre semenii noștri care percep într-un anume fel povestea asta, că o percep ca pe o nenorocire. Da, este o nenorocire. Văd toate analizele astea care se întâmplă, din păcate, la televiziuni mari, la care nu mă așteptam și care vin, să spună, domnule, hai să, să o zicem pa dreaptă, o spune medicina, da, coronavirusul ăsta e o, un fel de gripă, da, mai virulentă, mai păcătoasă, mai ticăloasă, care se ia mai ușor, care face ravagii. Dar e o gripă, frate, nu este nici uh, hepatită, nici nu știu ce alt virus din ăsta extraordinar de uh, Puternic vor, l-au coafat într-un anume fel, virusul ăsta are, îl coafat, e rujat, e machiat, e nenorocirea perfectă. Deci l-au pus așa pe masă, au zis, luați de aici ia, nenorocirea perfectă, o să muriți toți. Trebuie să Pe de altă parte, Mircea, pe de altă parte, Mircea, vezi că e și un experiment social. A, bineînțeles. A, e și un experiment aici? social, pentru că a, a, lumea. Cel puțin generația asta din prezent n-au mai avut parte de, de așa ceva. Și un experiment social extrem de interesant: să izolezi o lume întreagă în propria casă, să iei niște măsuri fără precedent, să pui, să oprești cu totul economia a sute de țări. Da, ah, Nu vorbesc de, de toate țările, că nu sunt sigur dacă chiar toate Dar uh, cu siguranță că marile economii ale lumii s-au oprit da? Am, uh, am uh, închis frumos și stăm și ne uităm ce se întâmplă E un experiment social fără precedent, aș spune Și experimentul ăsta social fără precedent, uh, cu siguranță că naște tot felul de, 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 situații care mai de unele dătătoare de speranță, e adevărat, altele dătătoare de îngrijorări. Și aici aș vrea să-l întreb pe Puiu, pentru că vezi, printre cei care ne urmăresc sunt destui care sunt cu adevărat într-o situație critică, sunt cu adevărat într-o situație nasoală, pe românește să o spunem. Adică, nu. frate, mi-am pierdut serviciul. pozitiv într-o. Exact, într mi-am pierdut serviciul, am doi copii, rate nu știu la ce la punem mâine pe masă, am rate la bancă. Sigur că ăștia mă păsuie zic ei că mă păsuie o lună, două, Aha, dar, dar de fapt tot eu trebuie să plătesc chestiile alea, că nu o să vină nimeni să mi le plătească. Și repet, sunt persoane care poate că ar vrea să ajute mai mult și chiar ne scria unul dintre cei care ne privesc acum Nu mă las angajatorul, spunea el acolo, sau nu pot să fac câte aș vrea să fac E bine, ce facem cu ei, cu oamenii ăștia care acum chiar sunt într-o situație disperată? Ce aș putea eu să-l sfătuiesc pe un astfel de om? Ce aș putea spune ca să readuc speranța și revin aici la tema emisiunii noastre? Te rog, Adi. Eu, am, eu am patru pași magici pe care îi folosesc de fiecare dată, și discutăm despre despre ei în, în programul acela gratuit de dezvoltare personală, în linkul acela pe care tu l-ai pus mai devreme pe ecran, acesta care apare și acum. Stăm acolo într-o sesiune și vorbim despre modelul SIGA. Eu l-am numit modelul SIGA în limba română, care. În primul pas este să stai și să stabilești un obiectiv. Așa că, dacă ne aflăm acum și zicem, ok, am un obiectiv, care este acela? Până la data de vreau să-mi găsesc un loc de muncă într-un alt domeniu. Hai să vedem care să fie domeniul acela, în domeniul acesta. Bun. Care să fie poziția? Asta să fie poziția. Care să fie un salariu minim pe care să-l am acolo? Acesta. Și după aceea, după ce ne-am stabilit obiectivul și folosim aceste trei, trei lucruri foarte importante, ce anume vrem, până când vrem, și cum putem să măsurăm succesul, următorul lucru este să stăm și să mergem și să mergem la la, la următorul pas, care este I, de la identifică realitatea. Nu. nu. Da identificarea realității. Și aici când vorbim de realitate, stăm și ne uităm, ok, unde sunt acum? Care este experiența pe care eu am? Care sunt specializările pe care eu le am? Care sunt lucrurile pe care le-am încercat și mi-au ieșit? Care sunt cele pe care le-am încercat și nu mi-au ieșit? Dacă ar fi să mă uit la pasiunile mele, care sunt acelea? Dacă este să mă uit la, la locurile de muncă, la companiile care angajează în perioada aceasta, care sunt acelea în care aș avea șanse să mă angajez? Care sunt uneltele de care am nevoie? Uite, am nevoie de 1, 2, 3, 4, 5. Atunci zici, ok, cum arată CV-ul meu? Tot, totul începe de acolo, adică este simplu. Hai să vedem, cum arată CV-ul meu, cum arată scrisoarea mea de intenție, cum arată profilul meu de LinkedIn. Cât de pregătit sunt eu ca să mă duc la un interviu după ce am lucrat șapte ani de zile într-o companie și ultimul interviu pe care am avut a fost acum șapte ani. Și atunci ne dăm seama, ok, asta este realitatea. Bun. Următorul, deci este S, I, G, A. Următorul G este găsește opțiuni. Găsirea opțiunilor. Așa că stai și atunci și te întrebi, ok, bun, care sunt opțiunile mele? Păi, aș putea să mă angajez în compania aceasta, am văzut acolo două poziții care îmi plac, aș putea să aplic acolo. Știu pe acele trei persoane care știu pe altcineva și asta este o întrebare foarte tare care poate să fie folosită. Pe cine știi pe care ar trebui să știu și eu? Sunt în căutarea unui loc de muncă. Andrei, știi pe cineva? Nu, nu știu pe, cin pe nimeni. Fantastic, dar Andrei, mai am o întrebare. Pe cine știi pe care ar, treb pe, pe cine ar trebui să știu și eu? Că poate tu nu știi, dar poate știi altcineva. Așa că stăm și ne uităm și vedem, ok, astea sunt toate opțiunile pe care le avem. Și dacă este să, să, să mă pregătesc, pregătesc CV-ul, cum pot să fac? Păi uite, sunt anumite website-uri în care poți să mă uiți și să mă inspir. Schisoarea de intenție la fel. Uite, LinkedIn, uite, sunt video pe YouTube. Eu în momentul de față de fiecare dată ajut oameni care sunt în căutare de locuri de muncă, am materiale în limba engleză, o să fac materiale și în limba română, astfel încât să ofer gratuit oamenilor care vor să, își, să se pregătească pentru partea aceasta și lucrez cu oamenii în, în, sesiuni de 1 la 1, în programe de coaching, în programe de mentorare. Chiar dimineață, Livia, o persoană fantastică, mi-a dat, mi dat mesaj vocal și mi-a zis am luat, găsit locul de muncă în momentul de față, 1000 de euro pe lună plus bonusuri și, și ea chiar acum este din concediu postnatal. Și înainte stătea și se îngrijora. Știi? Deci a început interviurile să aplice și să refacă CV-ul fix acum o lună de zile. Și am zis, nu te îngrijora de partea aceasta. De ce? Pentru că tot ce trebuie să faci este doar să urmezi niște pași. Există un proces. Vrei să-ți găsești un loc de muncă? Simplu. Hai să începem cu CV-ul. Și când am început cu CV-ul, n-am început de la hai să vedem ce știu eu să fac și să pun aici. Nu. Secretul este să, să găsești locurile de muncă la care vrei să aplici, să te uiți să vezi ce au ei nevoie, să te uiți acolo la job description, la, la descrierea locului de muncă, la responsabilități și să vezi, ok, locul ăsta de muncă au nevoie de responsabilitățile astea. Ăsta o nevoie de uh, acestea da? și ți-ai luat cele cinci locuri de muncă ideale și după aceea CV-ul tău îl faci exact în bază la ceea ce iau nevoie. Astfel încât tu să nu mergi în pădure, pentru că asta se întâmplă la foarte mulți oameni. Brian Tracy, unul din mentorii mei, zice că sunt mulți oameni care ies în pădure cu o pușcă și încep ei să tragă peste tot și închid ochii. Și după aia zic, sper ca o pasăre să intre într-unul din gloanțele pe care le-am aruncat acolo. În schimb, un om care stă și merge după, după modelul acesta SIGA, de care am zis mai devreme, ce o să zică? Bun, astea sunt locurile de muncă la care vreau să aplic. Eu îmi voi face CV-ul să se potrivească mânușă cu ceea ce au nevoie. După aceea vor face o scrisoare de intenție care să le spună oamenilor cât de mult își doresc ei să fie acolo. După aceea își face profilul de LinkedIn astfel încât să, să aibă totul updatat la zi. După aceea se vor conecta acolo cu oameni de la departamentul de HR, cu oameni care i-ar chema pe ei la interviuri, care sunt pe poziții mai înalte și vor vorbi cu ei. Așa că sunt pași pregătitori după, după care o să stea și o să se gândească, ok, ce anume m-ar întreba ei acolo? O să caute pe Google întrebări și vă încurajez fiecare persoană care o să meargă la un interviu în următoarea perioadă. Dacă mergi la o poziție de area manager în nu știu ce domeniu, da? în domeniul textilelor, Caută pe Google întrebări de interviuri pentru area manageri. Astfel încât tu deja să ai o cunoștință, și când, când mergi acolo, să te asiguri că știi ce fel de întrebări vei, vei pune, și în același timp că îți vei arăta rezultatele pe care tu le-ai avut înainte. Și nu adică, în, într-un cuvânt, să-ți faci da. temele, adică să nu te duci acolo exact. pur și simplu să te duci, Bă, gata, am venit, uite, sunt struma, da. Ia. Da. A, Aici, deci. Aici. Yes

lucrurile vor fi bune, vor fi, vei ieși bine într-un fel din, 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 toată, din toată nebunia asta. Eu aș vrea să te întreb, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, am vorbit de speranță, hai să vorbim de oportunități, din punctul tău de vedere, care crezi că sunt oportunitățile pe care noi le avem în, în zilele astea, acum, în perioada asta a pandemiei. Care ar fi oportunitățile, la modul general, și către ce ar trebui să se uite cei care ne, ne privesc acum? Păi, chiar am, chiar am stat. E foarte tare întrebarea aceasta, pentru că am stat cu, cu cineva, drag, zile trecute, care la fel sunt într-un într program de, de de mentorare și uh, îl ajut să-și să, să crească business-ul. Și ne uitam la anumite domenii care. În care există oportunități chiar zilele acestea. Și am văzut, este clar că domeniul online, în momentul de față, explodează și, și toate lucrurile care înainte au fost făcute în, în, într-un alt mod, acum merg și se transformă online. Și vedem asta de la, de la partea de învățare, predare în școli, până la, la, la multe alte lucruri, până la evenimente și așa mai departe. Și a, a, am văzut că sunt, sunt a, a, niște, niște lucruri cum ar fi. Partea aceasta de a lucra cu oamenii, orice activitate care implică lucratul cu oamenii și creatul de comunități, mi se pare o oportunitate foarte mare. Pentru că oamenii își vor dori să fie alături de alți oameni, pentru că stăm și suntem în casă cu 2-3 oameni și doar acei oameni toată ziua, oamenii își vor dori să aibă alți oameni în jurul lor. Așa că îi încurajez pe cei care au abilitatea aceasta de a comunica, de, 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 de a facilita anumite discuții. Mergeți în direcția aceasta. Sunt, sunt foarte mulți oameni care vor fi fericiți să vină să facă parte din comunități și în același timp vor fi foarte fericiți să, să investească, să investească și pe partea financiară ca să facă parte din, din, din acele comunități. În același timp, există o mare oportunitate pe partea aceasta de sănătate. Tot, tot ce se leagă de medicină alternativă, de, 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 de produse care ne ajută pe noi să, să, să avem un sistem un imunitar mai puternic, să ne simțim mai bine pe partea fizică. Partea de fitness, la fel, este un domeniu extraordinar de, de, de bun, care, în momentul de față, crește într-un mod exploziv. Tot ce înseamnă legat de vânzări online, pentru că majoritatea oamenilor acum și-au luat vânzările pe care le aveau pe stradă și le-au mutat în domeniul online. Um, mai este toată partea aceasta legată de, uh, de librării, uh, legată de jocuri de casă, legată de toate activitățile care se petrec în casă. Uh, sunt lucruri care, la, la fel, funcționează într-un mod extraordinar și um, sunt, am, am oameni cu care lucrez, care au uh, vând online peste tot în lume, pe diferite website-uri uh, masive. Și în momentul de față, tot ceea ce ei vând acolo, care este legat de activitatea în casă, vânzările, dacă înainte vindea 10 produse pe zi din, din ceva, în momentul de față vinde 100. De ce? Pentru că există oportunitate acolo. După aceea, am mai găsit partea aceasta de, de frumusețe, la fel. Tot ce înseamnă magazine de înfrumusețare, care înainte mergeai și puteai să-ți iei un ruș și să faci un test undeva sau să iei un parfum, în momentul de față, la fel. To toată partea aceasta s-a mutat online. Și sunt oameni care sunt fericiți să, să pună o comandă și după aceea să primească acea comandă la ușa lor, în confortul casei și în siguranța casei lor. Așa că, da, sunt, sunt, sunt foarte multe, sunt foarte multe um, oportunități care există um, în partea de fast-food. Sunt oameni cu care lucrez, care uh, uh, pur și simplu uh, au această pasiune să facă pâine, să facă zacuscă, să facă lucruri de genul acesta în casă și în momentul de față sunt oameni care îi plătesc pe ei ca să aibă parte de acest lucru și ei se orică în mașinuță frumos, se duc acolo, au lăsat la oameni la ușă totul, într-o cutiuță, au plecat. Simplu. Așa că sunt, sunt diferite lucruri pe care oamenii pot să le facă, la care nu s-au gândit, și sunt sigur că și business-uri care sunt existente, care până acum au operat având oameni care intră. Un alt exemplu este farmacia. Majoritatea farmaciilor, în momentul de față, sunt exact pe sistemul acela. Ai venit, ți-ai luat, ai plecat. Vin din Dubai, și în Dubai aveam nevoie la ceva la două dimineața. Intram pe o aplicație, scriam pe WhatsApp, ok, am și eu nevoie de chestia asta, și mă trezeam în 15 minute cu cineva de la farmacie cu pastiluțele de care aveam nevoie. Simplu. Așa că, toată partea aceasta, putem să ne gândim la business pe care le avem, cum putem să le maximizăm online. Să le maximizăm vânzările, să să putem să le livrăm și curieratele merg într-un mod perfect la noi acum, și la fel există o oportunitate masivă și acolo. Oamenii comandă, uh, pentru că vorbeam cu, cu oamenii care lucrează acolo și au zis, cerurile sunt, sunt fenomenale în momentul de față. Așa că, dacă ar fi să stăm și să facem o, o listă cu, cu partea aceasta, sunt sigur că lista chiar poate să fie una, una, una sub, foarte mare. Sper că ideile acestea au ajutat. Sunt, sunt, sunt foarte bune, chiar, chiar sunt foarte bune ideile astea. Sper să mm. îi ajute și pe cei care sunt alături de noi și care ne privesc. Adi, emisiunea noastră, cum spuneam, a depășit puțin tel, timpul pe care ni l-am setat inițial. E foarte bine, e o plăcere să te avem alături de noi și sper din suflet să mai vii. Să ne, să ne mai fi alături și, și altă dată, și așa cum ne place mie și lui Mircea să spunem, sperăm să te vedem în studioul nostru real, la fizic, pentru că trebuie să, le, trebuie să le repetăm celor care ne privesc. Noi suntem acasă, eu sunt la mine acasă, Mircea la el acasă și tu la fel la tine acasă. Avem în spate un studio virtual. Încercăm să aducem speranță oamenilor și oameni frumoși. Și care au ceva de spus și care pot face o schimbare în, în, în viața noastră, acum, în perioada asta, și, desigur, și pe, și pe viitor. Eu aș vrea să-ți mulțumesc mult de tot pentru că ai fost astăzi aici, la Transilvania Vorbește. Aș vrea, în același timp, să informăm pe cei care ne privesc că și mâine vom avea o emisiune, tot dedicată cumva mediului de business și celor care caută în perioada asta soluții practice pentru a-și duce afacerile către performanță, către succes sau pentru a schimba într-un mod pozitiv ceea ce ei fac Pot să anunț că mâine va veni alături de noi unul dintre foștii miniștri din guvernul României, este vorba de Ilan Laufer Uh, și o să discutăm exact pe, pe, tema asta și până la urmă e vorba tot de speranță apropo de tema emisiunii de, de astăzi Încă o dată îți mulțumesc mult, Adi uh, Mircea, te rog un uh, cuvânt de, de, final Da, mulțumim și uh, e cum să spun eu, scopul nostru este să aducem oameni care spun și altceva în afară de uh, o să fiți săraci, o să fiți decăjiți o să fie, da, o să fie greu. Asta trebuie să spunem tot timpul. Eu îți mulțumesc pentru că din discuția asta văd că avem o speranță să ne și apropiem și avem niște oameni care dau un mesaj în care îndeamnă oamenii să se mai apropie mult mai mult decât au făcut-o până acum și să nu se calce în picioare, pentru că acum concurență, există concurență. Poate trecem de la legea asta a junglei, în care eu trebuie la legea în care încercăm să le facem pe toate într un alt fel, uitându-ne cu mai multă dragoste și cu mai multă atenție la frumusețea cea din jur pe care uh, n-am remarcat-o din diferite cauze, din păcate, așa cum ar trebui. Oricum, uh, mâine Așa, da. încă o dată mulțumesc, Adrian, cu. Drag, și te aștept. În drag, studio o să fie altfel, acum suntem departe, studio o să fie. Am văzut Vă... deja înregistrarea și știu cum o să arate studioul vostru, am văzut deja video și de abia aștept să vin da acolo. Hai să vezi, să fie acolo. Deci nu o să mai. acum. E <laughs> în realitate arată în mai așa. bine. În realitate arată mai bine decât în filmare, crede-mă. E foarte M -m 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 nu, putem, nu putem să le facem pe toate Acum de aici Pentru că acolo va fi cu totul și cu totul Altceva, Ești, simți respirația omului Și altceva Încă o dată mulțumim, va te așteptăm cu mare, cu mare bucurie Și cu mare drag uh, Dragii mei, mâine vă spun doar atât Startup, startup nation Startup, nu știu cum Startup, eu știu cel mai bine O să am o grămadă de întrebări mâine Pentru că am fost implicat într-un asemenea proiect Din păcate am ieșit și chiar am depus și am câștigat un proiect pe startup împreună cu un partener, dar am renunțat la acel proiect fără niciun fel de obligații financiare și fără niciun fel de alte obligații Însă știu foarte multe din, și din plusurile, dar și din hibele pe care le are programul ăsta Așa că pregătiți-vă mâine să întrebăm pe Ilan Laufer și pe celălalt invitat al nostru Se pune foarte, foarte multe întrebări Mulțumesc că v-ați uitat la noi Transilvania vorbește Vorbește Transilvania. Transilvania vorbește.